Părinții sunt tentați adesea să maseze bebelușii, mai ales după o baie bună. Dar unele mișcări pot fi periculoase pentru cei mici. Ne spune mai multe Simona Elena Ciumacencu, kinetoterapeut. Tot timpul mă încurc la asta. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit. Mulțumesc de invitație. Cu mare drag. De ce este important să facem masaj bebelușilor noștri? Este important pentru că toți am simțit pe pielea noastră beneficiile masajului. Când vine vorba de bebelușii, părinții însă acolo e mai mult decât atât, decât beneficiu fizic. Este vorba și despre conectarea bebelușului cu părintele și a părintelui cu bebelușul. Am văzut că ați spus că este recomandat masajul după o baie bună. Eu l-aș recomanda înainte de o baie bună. De ce? Pentru că bebelușul este mai liniștit înainte de baie decât după baie, atunci când tot felul de senzații de frig, de foame vin peste el, sau poate chiar îi place foarte mult baia și momentul în care este scos din cădiță este unul neplăcut pentru el, nu mai are cu siguranță disponibilitatea pentru a fi masat. Beneficiile sunt fizice, masajul îmbunătățește circulația sângelui, crește tonusul muscular, stimulează hrănirea țesuturilor cu sânge și atât fizic cât și psihic. Atât pentru părinte, mama, tata, făcând o paranteză, recomand de multe ori tăticilor să se ocupe de partea asta. Recomand de multe ori tăticilor, tocmai pentru că timpul petrecut de tată cu copilul este unul mai scurt decât cel pe care îl petrece mama. Masajul trebuie să fie, momentul masajului trebuie să fie unul de relaxare pentru toată lumea. Părinții sunt temători în prima lună de viață a copilului. Asta vreau să zic, de când putem începe să-i facem masaj bebelușului? Aș lăsa prima lună de viață pentru acomodare, pentru a descoperi, pentru a lăsa părintele să descopere ritmul bebelușului, ciclurile de somn, de foame, intră într-o oarecare armonie acolo și atunci va ști cu siguranță când este cel mai potrivit moment să înceapă masajul bebelușului. Recomandați să masăm bebelușul cu cremă sau cu uleiuri? Mai degrabă, recomandarea asta va veni de la pediatru, care în urma vizitei va constata tipul de piele al bebelușului. Bebelușii au majoritatea o piele sensibilă, uneori atopică, și atunci este nevoie să folosim niște produse speciale. În restul situațiilor, atunci când pielea nu prezintă nimic, nu are nicio afecțiune, recomand uleiurile obișnuite, special făcute pentru bebeluși pentru masaj, să fie fără conservanți, fără paraben, ba chiar și fără parfum. Pielea este sensibilă și făcând lucrul acesta pe o suprafață mare, absorpția este... Există anumite zone pe care ar trebui să insistăm mai mult cu masajul? Poate cel mai benefic masaj când vine vorba despre bebeluși este cel al abdominal. Bebelușii suferă foarte mult în primele 3 luni de balonare, de colici, și asta le produce un disconfort, însă un masaj bine făcut, cu blândețe și mișcări cât mai corecte, exact, va ajuta bebelușul să se simtă mult mai bine și să scape de disconfortul creat de colici. Cum definiți blândețea? Pentru că trebuie să știm care este presiunea potrivită cu care se pot face cele mișcări. Niciun părinte nu am întâlnit până acum care să bruscheze bebelușul sau care să, unii tați se consideră a fi mai bruscat, dar cumva... Însă este un mic truc, puteți pune o presiune pe pleoapa dumneavoastră, în momentul în care simțiți un disconfort, vă opriți și acolo, aceea este intensitatea pe care o puteți folosi pentru a masa bebelușul. Este important momentul, este important ca bebelușul să fie hrănit, însă nu înainte, cu foarte puțin timp de masaj, pentru că asta îi va provoca regurgitări și așa. Este important să fie liniștit, el va răspunde. Va răspunde zâmbind. După o lună de zile, deja bebelușul zâmbește, deja o lună spre o lună și jumătate. Poți primi un răspuns, într-un fel sau altul. El are un contact, menține contactul vizual cu părintele și cu siguranță lucrurile vor decurge frumos. Aș vrea să vă invit acum să ne arătați și care sunt mișcările corecte pe care le pot face părinții acasă. Sigur. Avem un bebeluș de 6 luni? Avem un bebeluș de 6 luni, deși ar fi trebuit să aibă vreo 2 bună, sper să fii cooperant. Bebelușul acesta este îmbrăcat, îl dezbrăcăm. M-ați întrebat ce înseamnă blândețea. Așa. E
toată lumea știe. Cam cum trebuie să vorbești cu soțul, cu soția, așa vorbești și cu copilul, poate chiar pe un ton mai scăzut. Mâinile să nu fie reci. Bebelușii au un reflex până la 4 luni și jumătate, au un reflex de reflex umoror, reflex de sperietură, atunci când orice stimul auditiv, un tactil, dacă ești un stimul rece, bebelușul va reacționa printr-o extensie a mâinilor și a picioarelor și va fi foarte speriat. Punem o cantitate mică, mă rog, ne conectăm cu bebelușul. Ciuțuțu, mami, ai la mama? Ciuțuțu, mămica, acum urmează masajul. Da. Punem o picătură de ulei în palme, masăm palmele pentru a încălzi, cum spuneam, senzație de rece, putem începe cu piciorușele. Okay. Îi place masajul piciorușelor. Nu este cel mai flexibil bebeluș, însă o să ne descurcăm. Da, e puțin rigid. Cu o mână imobilizăm membru inferior al bebelușului, iar cu cealaltă executăm mișcări circulare în talpă, apoi masăm fiecare deget. Masăm talpa bebelușului. Există un mit cum că bebelușii au platfus. Da. Aș vrea să vorbim un pic despre asta și să spunem că nu au platfus, au grăsime în talpă, au strat de grăsime în talpă și diagnosticul de platfus se pune după 2 ani și jumătate, atunci când se formează bolta plantară. Alt mit este legat de tibii. Tibiile încurbate, bebelușul este crăcănat, aud cel mai des. Bebelușul nu este crăcănat decât dacă, desigur, nu există un material genetic în sensul acesta. Tibiile încurbate îl vor ajuta atunci când începe să meargă. Ele se vor îndrepta în jurul vârstei de 2 ani. Mișcările pe membru superior sunt, cum spuneam, de o intensitate moderată. Da. Se masează de jos în circular. Sus, circular sau longitudinal pe membrele inferioare și superioare. Se pot executa, v-am spus, bebelușul nu-i fă mai flexibil, dar este destul de cooperat. Se pot executa niște exerciții, da, așa numita bicicletă, ușoare. Aș ocoli burtica, aș lăsa burtica ca fiind ultima zonă care trebuie masată, tocmai pentru că, având un disconfort, s-ar putea să înceapă să plângă, să nu-i placă. La fel cum am procedat la picioare, procedăm și la mânuțe. Îi desfacem pumnii în prima lună de viață. Bebelușul ține pumnii foarte strânși, adică modelul lui este unul de flex, este foarte înghesuit. De asta nici nu recomand, pentru că masajul în prima lună de viață va fi destul de dificil pentru toată lumea. Bebelușul va fi mai degrabă, va simți un disconfort. La fel ca la picioare, mișcările sunt longitudinale, pe fiecare mușchi, bebelușul, e nevoie să colaborăm cu el, să-i spunem acum masă mâna, cât va înțelege. La fel și aici putem face exerciții 1, 2, vă rog, numărați dumneavoastră. Așa. Eu îl masam pe Alexandru. Masați. Și cântam asta. Nu găsești la noi doi plin de sentimente, da, așa, plin de depinde pasiune, fiecare de inspirație. Sentimente. Și făceam așa, hop, 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 hop. Și el ce zicea? Era mulțumit. Îi plăcea. Era mulțumit, ce era să zic mulțumit. Că copilul săracu. Pe tora, acum, sincer. Pe tora ce putem descrie o inimioară. N-ai ghinion în viață. Așa, stai că vorbim de inimioară. De inimioară, în zona tora. În zona toracelui putem descrie niște mișcări care desenează o inimă. Da. Apoi prindem bebelușul. Acesta este o priză care îi va ajuta pe părinți. Sigur, bebelușul, v-am zis, este mare, nu este la fel de ușor ca la o lună și jumătate. Îi va ajuta pe părinți să-l întoarcă cu ușurință pe burtă. Punem un deget în axila stângă, așa, și îl întoarcem. Bebelușul deja la o lună și jumătate, spre două, începe să-și ridice capul de pe planul patului. Va sta înclinat într-o parte, nu o să-l lăsăm. Asta cred că nu face niciun părinte. Nu masăm niciodată coloana vertebrală, masăm de o parte și de alta, în jos cu cerculețe și în sus cu liniuțe, v-am zis intensitatea. Pe vremuri la țară se spunea că să tragi și tu bebelușul, să-l tragi. Să-l și-l trageai pe aici, pe la gât. Săracul. Nu? Pe la urechile. Sigur, vin bunici, n-ai prins, alt mit, știți expresia, nu? Știu expresia și să-l scoatem de cap din baie. Există în orice familie o bunică pricepută în a scoate copilul de cap din baie. Nu o să-i spun că e greșit sau că poate, dacă îl scoate, scoate cu dragoste, sigur o să fie în regulă, însă nu-l ajută la nimic. Chiar ca lumea, adică nu l-a ajută nimic să-l tragi de cap, nu crește bebelușul, că nici floarea nu crește când o tragi, nu, se rupe eventual. Care gâtul scurt care și gâtul dacă scurt. Îl tragi, și se lungește. Sigur că...
ce să zic? Sigur că are gâtul scurt, pentru că se va vedea. N-am văzut niciun om fără gât, niciun bebeluș, nimic. Toți avem. Când va sta înșezut, cu siguranță și gâtul se va vedea. Normal, când stă pe spate, bebelușul are și multe cute aici, pentru că acolo se depune stratul de grăsime. Masajul burticii, cum spuneam, este foarte important. Se face cu membrele inferioare, un pic în flexie, ca să relaxă musculatura abdominală. Este important să-l facem în sensul acelor de ceasornic, fie cu degetul mare, cu policele sau cu podul palmei. Depinde sau... că dacă ai extensii, dacă ai extensii, la asta nu m-am gândit, poți cu podul palmei. Există o soluție și pentru mamele... Cu gel, care au gel, care au unghiile lungi. Mamele cu unghii lungi, mișcările se fac în sens circular, dinspre colonul ascendent, transvers și descendent, pentru a elimina gazele. Bebelușul a fost în... Mamă, e s-a liniștit. Este într-o liniște. Ce ți-a plăcut? Uite ce i-a plăcut copilului. Este într-o liniște totală. Putem să-l masăm și pe față, atât mai spun. Nu-i acoperim ochii pentru că vrea să vadă și contactul vizual este foarte important. Fălcuțele care obosesc de la... Așa puteți să-i faceți. Și bebelușul va fi în regulă pregătit pentru o baie bună. La fel și părinții, conectarea s-a realizat. După aia poți să-l lași... După aia poți să-l trimiți la grădiniță. Exact, exact. Mulțumim tare mult! Mulțumim, dragul, mulțumesc și eu, a fost o bucurie.